Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai o primă sau o singură dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la o ediție specială Zodia Asigurărilor, suntem la finalul semnului Taur, ne îndreptăm spre o nouă zodie, dar taurii sunt harnici, sunt impulsivi și mă întreb cât de mult ar putea beneficia ei de pe urma unei asigurări de viață. Rămâne de văzut cât de înțelepți sunt. Sunt firi puternice, sunt firi ambițioase. Ambiția este și una din principalele calități ale unui antreprenor. Despre antreprenori, mai exact despre cum poți deveni un antreprenor de succes în asigurări, o să vorbim și noi astăzi. Zilele trecute am urmărit un episod dintr-o emisiune, se numește Antreprenor în asigurări, și invitatul meu de astăzi era prezent acolo, este expert în training, a lucrat în asigurări, a lucrat în vânzări, are acum o firmă proprie, deci e și el antreprenor, știe despre ce vorbește. Se numește Cristian Dorel Lăcătuș, este trainer și este în zodia Fecioarei, dacă nu mă înșel, o zodie de pământ, o zodie predominant practică, materială, guvernată de Mercur. Mercur are foarte multă mobilitate, e o planetă care sporește spiritul comunicării și de asemenea potențează inteligența. Nu ți-am măsurat IQ, dar m-am convins în timpul discuțiilor noastre că există și care o valoare ridicată. Toate astea fac niște calități care aparțin antreprenorilor. Așa că îi urez bun venit lui Dorel și îi pun deja prima întrebare. Care ar fi cele mai importante aturi pe care e bine să le aibă un antreprenor? Aș alege două categorii de aturi, unele legate de, să spunem, personalitatea acelui om, și aici, de exemplu, m-aș referi la ambiție, să fie un om ambițios, de asemenea să fie un om conștiincios, pentru că, sigur, și disciplina este foarte importantă în zona aceasta de antreprenoriat, să aibă această abilitate de a construi relații cu oameni, deci să aibă un nivel ridicat de sociabilitate. Din perspectiva expertizei, un antreprenor ar trebui să priceapă bine la domeniul de activitate în care dorește să dezvolte acea afacere. Și aici, din perspectiva domeniului nostru de asigurări, avantajul ar fi acela că poți să dezvolți o mică afacere la început, fără a avea neapărat expertiză în domeniul asigurărilor. De ce? Pentru că sunt oameni care sunt dispuși să te ajute, să te îndrume și să pună umărul la a-ți construi această expertiză necesară, sigur, în relația cu clienții. E necesar să ai o anumită vârstă, adică tinerii reușesc mai mult decât cei maturi? Da, statistic cred că acum activează mai mulți maturi în această piață, dar asta vine cumva din anii din urmă. Tinerii sunt tot mai prezenți și cei care aduc oamenii în acest domeniu și doresc să învețe să facă această afacere se orientează tot mai des și spre tineri, și acum există și o explicație. Tinerii sunt mult mai adaptați la viața pe care o trăim acum, da? Tehnologie, rețele sociale și așa mai departe. Fără să nominalizăm companiile prin care ai trecut înainte să devii antreprenor, cum ți-ai câștigat experiența în asigurări ca să ajungi acolo să fii considerat profesionist și ulterior să-ți faci propria ta firmă, că ăștia au fost pașii? Da, prima mea companie unde am lucrat full-time e o companie de top de asigurări de viață. Și sigur că au programe de pregătire foarte, foarte bine puse la punct, pentru că vin cu know-how din afară. E o companie, sigur, e o multinațională. Și am avut parte de îndrumare din partea managerilor, care m-au învățat să fiu consultant de asigurări, mergând până acolo încât mă însoțeau inclusiv pe teren la primele discuții cu clienții. Sigur că ulterior, câștigând experiență, am devenit manager, am avut parte de programe de pregătire tot așa de-a lungul vieții mele de manager, experiența și-a spus cuvântul și ușor, ușor am ajuns în situația în care să-mi doresc să devin independent, adică să-mi dezvolt propria mea afacere și să ies din zona de vânzări, să trec în zona de training. Asta a fost evoluția. Dar m-au ajutat foarte mult managerii și trainerii din acele companii de asigurări. Clienții tăi sunt companii de asigurare și companii de brokeraj de asigurări. Cred că 90% dintre ei se încadrează în... Spune-mi,
în ce măsură ceea ce faci tu pentru ei îi ajută să-și crească cifra de afaceri? Îi ajută să-și... Stai aici. Am niște rezultate deosebite în ultimii 2 ani și mă refer la rezultatele pe care le-au obținut cei care sunt în cursurile mele. Eu pot să măsor rezultatele pentru că programele pe care le desfășor din 2018 încoace sunt programe pe termen lung. Deci nu mai fac un curs de 2 zile cu o echipă, ci lucrez un an, 2. Chiar în anul 3 am ajuns cu unele echipe să lucrăm, ne întâlnim lună de lună și atunci din 3 în 3 luni facem și o evaluare a rezultatelor. Teoria spune că trainerul are un impact de 10% în rezultate dacă managerii care conduc acele echipe țin cont de ce s-a făcut la training și duc mai departe acele acțiuni pe care trainerul le-a stabilit cu cursanții. Da. E cineva care ți-a spus așa, Dorel, timp de un an de zile ai făcut cursuri cu oamenii mei. Unii au fost mai interesați, unii mai puțin. Mie mi-a crescut cifra de afaceri cu 30% și cred că 7% din asta ți se datorează ție. Nu mi-a spus nimeni lucrul acesta, dar când îi întreb dacă există un merit a ceea ce facem noi, recunosc că da. Pot să spun însă legat de cifre, pentru că tot ai pronunțat cifre. Am câteva clase la care am făcut evaluare de curând și anul trecut ei au obținut rate de creștere mai mari decât media pe care au avut-o companiile în care ei lucrează, cu care lucrează. Cu alte cuvinte, acești oameni care sunt în cursuri trag companiile în sus. Acum aici sigur că e un efect, l-aș numi ciudat, pentru că sigur că de instituire sunt interesați în general oameni care oricum au performanțe în vânzări. Și atunci, cumva, probabil că acești oameni ar fi avut oricum rezultate excepționale. Ca rate de creștere, dacă o companie a avut o rată de 14% anul trecut, una dintre ele, sunt date reale, oamenii au crescut cel mai puțin undeva la 15-16%, sunt majoritatea undeva între 25 și 30 și sunt și oameni care au crescut cu 40, 50 și chiar și 100% unii dintre ei. Exista vreun eșantion de cum se cheamă, de comparație? Adică să-ți vină de la o companie 20 de oameni la training și un alt eșantion de 20 de oameni care n-au participat la training, având performanțe similare, intră la tine în training, obțin creșterea asta de performanțe, ceilalți obțin o creștere mai mică sau deloc, sau scad, sau... Nu am făcut genul ăsta. Asta este deja cercetare. Asta păi înseamnă, am da. Rezultatele unei cercetări. Da. Acum e un studiu IRES din 2017 și vreau să vorbim un pic despre asta el. Asta deja e cercetare. Să ai un grup de control cum ar veni. Da? Așa. Da, dar nu am făcut lucrul acesta și evident că în paralel cu oamenii care sunt în cursurile mele sunt oameni care obțin rezultate foarte bune în acele companii fără să participe la cursuri. Deci n-aș vrea să se înțeleagă că doar cei care participă la aceste cursuri au rezultate deosebite. Dimpotrivă, cred că sunt în ambele grupuri, da, și cei care participă și cei care nu participă, oameni cu rezultate deosebite. Ce e foarte important aici este, odată, raportarea pe care o face acel om. El spune, da, m-a ajutat acest curs și dă argumente, uite de ce. Și argumentele sunt din zona de rezultate efective, comportamente la care fac referire, modele pe care noi le dăm și ei spun că le-au aplicat și au adus rezultate, până la raportări de tipul mă ajută în zona motivațională, mă simt mai bine, am energie o săptămână, două după curs, lucruri care sigur că sunt utile în obținerea performanței. Hai să le spunem celor care se uită la noi de ce vorbim despre antreprenoriat în asigurări. Cred că după domeniul bancar, în domeniul asigurărilor sunt cele mai mari salarii medii. Cele mai mari, de fapt, nu salarii medii, ci cele mai mari venituri medii. Venit înseamnă toți banii pe care îi obții, că sunt de tip salarial, contract de colaborare, drepturi de autor sau bonusuri, comisioane și așa mai departe. Toți banii ăștia se adună și rezultă undeva la peste 1000 de euro pe lună. Asta înseamnă că sunt unii care au salariu minim pe economie, mai mulți, mai puțin, nu știu, dar sunt clar foarte mulți care câștigă peste 1000 de euro. Știu oameni care i-am auzit că lucrează în vânzări la companii de asigurare de viață sau la broker de asigurare și care ajung la venituri de 10.000 de euro pe lună. Ăsta este motivul pentru care, să spunem, dacă tot vă paște ideea antreprenoriatului, să vă gândiți la antreprenoriat în asigurări. E un domeniu în care poți să nu ai pregătire de la bun început. Exact ce spuneai.
Și apropo de asta, mi-a venit și o întrebare de la unul dintre cei care ne privesc. Școlile absolvite de un tânăr, înainte de a intra în industria asigurărilor, e mai bine să fie de tip, două puncte, umanist sau real? E bine să fie ITist sau e bine să fie un alt tip de pregătire? Ce ai observat până acum și care ar fi explicațiile? Sunt profesii diverse, dacă ne referim efectiv la pregătirea de tip, nu știu, școală medie, liceu, facultate. Sunt profesii diverse și foarte rar am văzut oameni, de exemplu, care să fi spus că înainte au lucrat în domeniul IT. Pare cumva că e o diferență între cei care lucrează. Aici aș putea izola. IT-ul e undeva deoparte. Vorbim acum strict de oamenii din vânzări, da? Deci de rețele de vânzări. Sunt medici, sunt ingineri, sunt șoferi, sunt asistente, sunt psihologi, sunt persoane care sunt casnice, efectiv au familie, își cresc copiii și în paralel, pentru că au autonomie mare de a-și organiza programul, fac această afacere. Deci sunt profesii foarte diverse. Cred că mai degrabă, sigur, un om care are pregătire, să spunem, superioară, la prima vedere are șanse mai mari. Dar asta este o generalizare care, după părerea mea, nu este valabilă în asigurări. Iar revin, contează trăsăturile de personalitate. Adică oameni cu studii medii, cunosc foarte mulți oameni cu studii medii, condiția e ca la carnetul auto, să ai 18 ani și, bine, la carnet auto nu se cere liceu. Deci e o condiție atât de jos de îndeplinit, încât ea nu are valoare din perspectiva selectării unui om. Da? Doar că trebuie să ai 18 ani și liceu. E o condiție pusă așa, după părerea mea, fără un rost anume. Iar oamenii care au rezultate deosebite sunt oameni cu caracter, oameni puternici, oameni care se pot ridica de jos, oameni care au stabilitate emoțională, adică reușesc să-și gestioneze bine emoțiile după refuz, de exemplu, da? Sau când știu eu, într-o lună nu le iese treaba așa cum și-au propus. Cred că în zona trăsăturilor de personalitate e mult mai important să selectezi un om decât în zona expertizei anterioare. Da? Asta e părerea mea personală. Adică știi sau nu știi asigurări, e bine să fii integru, să fii tenace. Da. Am vorbit cu liderul unei companii de brokeraj de asigurări, e o companie extrem de dinamică și tot timpul are proiecte noi pentru tineri. Și mi-a zis așa, cei pe care, zic, ce fel de oameni cauți? Și a zis să aibă bacalaureatul și să-și dorească să lucreze împreună cu mine. Dacă au astea două caracteristici, eu pot să îi învăț și cum să fie antreprenori sau intraprenori, pot să învăț și cum să învăț și asigurări, pentru că e un proces gradual. Nimeni nu se naște învățat. Ce ai sfătui pe cei care lucrează într-o companie de asigurări, deci nu brokerat, cum vorbim de asigurători, să ofere o carte de vizită personală sau să ofere cartea de vizită a companiei și omul să sune la un call center? E o întrebare pe care am primit-o chiar acum. Eu cred că persoana respectivă oricum o să ofere o carte de vizită personală. Nu are rost să ofere o carte de vizită de la call center, în care sigur că are simbolii, însemne ale acelei companii, pentru că asta ajută foarte mult. Acum nu putem spune nume de companii, dar să presupunem că lucrezi cu o companie de asigurări din top, lucrul ăsta te ajută în fața clientului, mai ales dacă nu te cunoști cu acel client dinainte. Deci sfatul meu este ca pe acea carte de vizită să fie simboluri ale acelei companii și, bineînțeles, numele acelei persoane cu datele lui de contact. Omul, asta este sfatul omul meu. Omul cumpără de la compania pe care o reprezinți sau cumpără poliția de asigurare de la tine? Da, aici există un mit care este foarte des invocat, acela că oamenii cumpără de la oameni, da, și asta ne face să ne simțim bine pe noi, pe intermediari sau pe cei care avem ceva de vândut. În realitate, cred că este un mix. De ce? Pentru că de cele mai multe ori e în funcție de posibilități, ca să spunem așa. O să găsim oameni de vânzări foarte, foarte buni și în companii mai micuțe, mai puțin cunoscute în România, pentru că dacă vei face o cercetare, o să vezi că oamenii sunt în stare să spună 5-6 companii de asigurări. Noi știm că sunt mult mai multe companii de asigurări, mă refer la publicul larg. Da? Dar oamenii se uită la două aspecte, după părerea mea, când vorbim de asigurări. Se uită la expertiza acelui om și la companie, și aici combinată cu preț. Da, aici e o combinație. Adică dacă îți permiți să iei la o companie de care știi tu ca și client, poate că nu e adevărat, care are o reputație bună, care are servicii de calitate, că despăgubește bine, prefer să plătești un bănuț în plus, mai ales pentru facultative. Da? Asta cred eu. Deci contează foarte mult omul, dar nu este de neglijat compania cu care lucrezi. Ieri am avut
o emisiune cu liderul, cu vicepreședintele pe asigurări al autorității de supraveghere și l-am întrebat în mod specific în baza căror criterii ar trebui să aleagă un client o poliță de asigurare. Domnia sa avea toate polițele, avea și RCA și casco și obligatorie de locuință și facultativă și viață și sănătate și răspundere civilă a lui și a familiei și așa mai departe, cumpărate de la mai multe companii de asigurări și uneori direct și alteori prin companii de brokeraj, deci n-a vrut să defavorizeze pe nimeni. A fost așa surpriza emisiunii. Și acum te întreb pe tine, și tu ai foarte multe asigurări, am din câte știu. 7-8. Așa, cred că și eu tot cam 7-8 am. Eu o să-ți spun în baza căror criterii mi-am ales polițele de asigurare la anumiți asigurători și o să te rog să-mi spui tu, întâi, să-mi spui tu în baza căror criterii ai ales. Hai să luăm primele 3 criterii. Să ți le spun eu prima dată. Da. Eu mă gândesc întotdeauna la un criteriu legat de soliditatea financiară a acelei companii. Pentru că dacă am o asigurare de locuință, aș vrea ca la momentul la care se întâmplă evenimentul asigurat cu tremur, acea companie să aibă un contract foarte bun de reasigurare, asta costă și se regăsește în prima pe care o plătesc eu, și să aibă, dacă se poate, și un istoric. Contează foarte mult istoricul și câștigă companiile care pot să arate 100, 200, 300 de ani în fața clienților. Da, compania, sigur că îndeplinește acele criterii de solvabilitate, de lichiditate și asta e foarte bine pus la punct la noi în România, după părerea mea. ASF-ul face o treabă extraordinară, reglementează în interesul clienților, asta e un lucru deosebit, însă eu aleg după acest criteriu, să fie o companie solidă, să știu sigur că face parte, dacă se poate, dintr-un grup internațional, cele la care am eu asigurări fac parte din grupuri internaționale, chiar dacă sunt companii în România, da, dar sunt. Și mă interesează foarte mult raportul dintre beneficii, mă uit foarte atent la acoperiri, să le am pe cele pe care mi le doresc și dintre preț și preț, da? Adică pot să am două companii cu reputație foarte bună și din grupuri internaționale și așa mai departe, cu grade ridicate de solvabilitate, cu tratate foarte bune de reasigurare și să aleg prețul. Și cred că e valabil pentru oricine. Deci după ce treci prin toate filtrele celelalte, te uiți și la preț. Sigur că da. Chestia asta o faci și la asigurarea RCA, răspunderea civilă auto, aceea obligatorie pentru o luăm, nu e pentru noi, este pentru ceilalți, o iau la cel mai mic preț. Ce pericole există la RCA când îți cumperi poliția de asigurare la cel mai mic preț și până ne întoarcem la subiectul nostru? Nu există niciun pericol. E o chestiune falsă care vine din urmă când existau companii în România care tergiversau cu plata daunelor. Eu acum cred că lucrurile s-au reglat foarte, foarte bine. E iar meritul reglementatorului, ASF-ului, care s-a implicat și a gestionat relațiile dintre diferitele părți implicate. Faptul că vii și spui că de la compania cu tare, dacă e mai ieftin, nu o să ți se despăgubească pe RCA mașina, este fals, după părerea mea. Sunt cazuri la companii cu reputație foarte, foarte bună, percepția publicului larg, vorbesc aici, nu de oamenii din asigurări, unde oamenii fac reclamații la ASF, da? Pentru că sunt nemulțumiți de plata despăgubirilor. Sigur că sunt mai puține reclamațiile acolo, da? Dar și acolo se poate întâmpla. Eu cred că în momentul de față, asigurarea RCA funcționează foarte, foarte bine la toate companiile de asigurări, da? Sunt sistemele pregătite, aranjate pentru lucrul acesta. Ce mai cred este că e bine, până când va fi probabil obligatoriu, să cumpere o asigurare RCA cu decontare directă, dacă nu vrei să ai surprize, da? Și strict din perspectiva mea, eu am o asigurare RCA la o companie foarte bună, cu prețuri corecte, ca să nu zic mai mari, da? Cu prețuri corecte, și fac lucrul ăsta pentru că sunt fanul acelei companii și cumva îmi pasă și de cel cu care, să spunem, aș putea să am un accident, pentru că am avut ca șofer 3, 4, 5 accidente de-a lungul vieții mele și e un sentiment pe care l-ai când vezi că persoana respectivă are o asigurare la o companie pe care tu o consideri bună, e un sentiment bun, ok, dacă are acolo în regulă. Bineînțeles că eu am și casco și am avut casco și când aveam o mașină de 15 ani aveam casco la ea, dar sigur că poate că asta nu se mai justifică chiar la 15 ani. Deci eu am ales compania, nu prețul, și casco și
RCA am la aceeași companie. Am avut probleme cu casco la un moment dat cu despăgubirea la acea companie. Sunt fan, iubesc acea companie, am și lucrat acolo 4 ani. Și cu toate astea mi-am dat seama că a fost vorba de o eroare umană care s-a rezolvat, pentru că existau procese și puteai să faci o reclamație, da, s-au rezolvat și am continuat tot acolo să fac. Deci lucrurile s-au îmbunătățit considerabil. Sunt de 23 de ani prezent în piața de asigurări, îi știu și cu bune și cu foarte bune și îți mărturisesc acum că alegerea mea este, unu, în baza reputației și iarăși recunosc că la început, acum 20 de ani, nu a contat pentru mine dacă acea companie era cu capital românesc sau cu capital străin. Acum, cred că rar dacă mai găsești una cu capital românesc. Deci, prima chestie a fost reputația companiei de bun plătitor. A doua chestie a fost raportul preț-calitate-acoperiri. Ca să explicăm ce înseamnă acoperirile, înseamnă pentru ce anume te despăgubește polița respectivă. Pentru că, și aici intrând un pic în casco, erau niște polițe casco, se chemau toate riscurile, all risk. Ei bine, ele nu acopereau toate riscurile. De exemplu, dacă intrai voluntar cu mașina în apă mai mare de 30 de centimetri, deci apa intra la motor, ți-l oprea, îl distrugea și așa mai departe, în momentul respectiv, asigurătorul e în drept să nu-ți plătească despăgubirea. Dacă mergi cu mașina pe șina de tramvai, există asigurători care nu-ți plătesc despăgubirea. Mergi pe șina de tramvai, nu ai ce să cauți acolo conform legii, produci un accident sau mergi pe șina de tramvai, ai văzut cum sunt tablele alea care ies din... îți taie cauciucurile, iarăși nu este acoperit și așa mai departe. Mă întorc la subiectul emisiunii noastre de astăzi, am mai primit o întrebare, care e caracteristica comună a liderilor în antreprenoriat? Da, am mai răspuns la întrebarea aceasta. Cred că oamenii, în primul rând, își doresc această autonomie, să decide ei cum își construiesc afacerea și asta este un lucru care de obicei ne motivează foarte, foarte mult. E unul dintre factorii motivaționali. Apoi, cred că cei care au succes, pentru că poți să fii antreprenor, să-ți iei statutul ăsta și să spui eu sunt antreprenor, dar să n-ai succes, se poate întâmpla destul de des, cei care au succes lucrează cu plan și, surprinzător, mulți dintre ei care nu lucrează cu plan scris spun la un moment dat că era bine dacă ar fi avut și un plan scris. Deci își fac planuri scrise și se țin de ele pe cât posibil și asta e un lucru extraordinar. O altă caracteristică este aceasta de a aduce alături de ei oameni foarte capabili. Și aici vorbim de oameni cu care poate împart conducerea companiei la un moment dat, da? Sau oameni cu care chiar ajung în situația în care îi cooptează în structura de asociere a acelei companii. Pentru că la un moment dat activitatea devine foarte, foarte complexă. Spuneai de acea persoană, e tânără acea persoană, acel lider de care spuneai că are nevoie de două condiții. Știu de acea companie că e condusă de mai multe persoane și fac lucrul acesta tocmai pentru că activitatea e foarte complexă. Da? Deci la un moment dat e bine să te gândești la lucrul acesta. Aș împărți antreprenorii în asigurări în două categorii, da? Și chiar nu i-aș numi intraprenori, chiar dacă lucrează cu o companie de brokeraj, pentru că mulți dintre ei au propriile lor companii și lucrează cu o companie de brokeraj, dar au rezultate mai mari decât alte companii de brokeraj care sunt cu rezultate mai mici decât ei. Adică ei colaborează persoană juridică sunt persoană juridică sub umbrela unei persoane juridice. Da, adică și tu spui că rezultatele lor sunt mai mari decât al unor companii de brokeraj de asigurări de sine stătătoare. Cum se explică partea asta? Da, cred că sunt companii de brokeraj care funcționează mai degrabă acum ca platforme care oferă servicii pentru acești antreprenori. Un fel de EMAG pentru... Ceva de genul, da. Și cred că s-a ajuns aici pentru că împreună pot obține beneficii mult mai mari decât separat. Și, nu știu, de la comisioane care se negociază în funcție de volum, anumite bonusuri pe care le pot obține și apoi se pot împărți, faptul că compania respectivă, platforma respectivă are resurse să dezvolte instrumente, aplicații mai bune, da? Și atunci preferă să facă lucrul acesta, da? De aceea spun că a fi
A lucra cu o companie de brokeraj te califică ca și antreprenor, nu neapărat ca intraprenor. Aș vedea intraprenorii mai degrabă persoanele angajate în companii și care au un comportament, o atitudine antreprenorială, ca să clarificăm cumva. Iar din perspectiva oamenilor de vânzări care intră în asigurări, există o primă etapă, acea de om de vânzări, în care practic nu ești antreprenor, pentru că ești concentrat mai degrabă spre vânzări și spre a consuma acei bănuți pentru traiul de zi cu zi. O caracteristică a antreprenorului este că e un vizionar, își poate imagina viitorul, se poate uita la afacerea lui peste câțiva ani și își poate constitui resurse prin care să ducă afacerea în direcția respectivă, adică să investească din banii pe care îi câștigă în dezvoltarea afacerii. Și asta este, dacă vrei, o primă caracteristică care diferențiază un om de vânzări de un om care este antreprenor, pentru că, sigur, ei au caracteristici comune. Oamenii pe care îi cunosc eu, peste 90% dintre ei, se feresc, precum necuratul de tămâie, de acest cuvânt, vânzări, să lucrez în vânzări. E un domeniu pe care îl rejectează. Uitându-se la una dintre emisiunile noastre, o bună prietenă mi-a spus, zice, de-abia acum, după ce v-am auzit pe voi, mă gândesc cum aș putea face și că am neglijat niște domenii importante și așa. De ce refuză oamenii cariere în vânzări? Pentru că toată viața e un proces de vânzare. E exact ce spuneam la început. E o chestiune legată de trăsăturile de personalitate. Nu înseamnă că un om care nu lucrează în vânzări e un om slab. Nu asta vreau să spun. Ci e un om care are o suferință mai mare atunci când primește refuzuri, da? Și gestionează mai greu zona aceasta de refuzuri. Da? Eu am 20 și ceva de ani și încă mă deranjează refuzul, încă mă deranjează oameni care nu-mi răspund la telefon, încă mă deranjează oameni care îmi răspund în doi peri, după atâția ani și experiență, pentru că și eu vând programele de training în continuare. Da? Și atunci, de treaba asta nu pot scăpa, însă pot gestiona emoția, da? Și te raportezi altfel la situația respectivă, mult mai bine. Și aici e de fapt diferența. E o meserie, toată lumea e conștientă că e cea mai bine plătită meserie din lume, meseria de om de vânzări, e evident. Și de ce e plătită bine? Pentru că e plătită cu procentaj din ceea ce faci. Salariul e limitativ și companiile dau salarii pentru că la un moment dat pot limita plata pentru acei oameni care fac performanță în cadrul companiilor. La procentaj nu, la comision e clar, e, cum se spune, cerul e limitat. Deci sunt cei mai bine plătiți, dar ai nevoie de caracter. Acea reziliență de care se tot vorbește, da? Adică să te refaci foarte repede după refuz. Și Cristi făcea referire la lucrul acesta în emisiunea Antreprenori pentru Asigurări. Chiar o considera, era un element de mândrie și discutam. El colaborează cu o mare companie de asigurări de viață, are propria lui firmă, e într-un raport de colaborare. Și era foarte mândru când l-am întrebat care e principala lui caracteristică pe care a căpătat-o antreprenor fiind, a spus rezistența în fața nu-urilor. Când primesc un nu, nu-l mai iau personal, nu consider că eu am fost cel refuzat, mintea mea se liniștește, știi povestea cu călărețul și cu elefantul, mintea mea se liniștește și atunci pot să merg mai departe, îmi revin foarte ușor. Deci, în primul rând, ar conta psihologia. Un alt lucru care contează, cred că este echipa. Și aici e o discuție dacă rolul determinant este al liderului, al antreprenorului sau al echipei. Echipa îl face pe antreprenor, antreprenorul face echipa. Care este relația dintre ei și ce ai recomanda antreprenorilor în acest spirit? Da, o să dau un răspuns și sper să nu se supere echipa, da? Eu cred că pentru succesul unei afaceri liderul este cel mai important și liderii cu care lucrez eu, când fac această afirmație într-un cadru mai intim, îmi spun tot timpul, nu, Dorele, echipa, pentru că se gândesc tot timpul să fie grijulii ca oamenii să nu fie afectați de răspunsul acesta al meu și dau recunoaștere foarte multă echipei, da. E clar că e o combinație și că dacă nu ai oameni de calitate în echipă, nu o să faci performanță. Dar sunt două categorii de echipe. De exemplu, o companie de brokeraj are o echipă de sales support, tehnicieni, salariați.
și o echipă de vânzători. Vânzătorii sunt solidari când treaba nu merge bine, pentru că sunt plătiți cu procentaj. Oare echipa, angajații, ar fi dispuși ca, nu știu, în lunile în care acel lider, acel antreprenor, care poate are datorii, poate nu are cash flow la dispoziție, ar fi dispuși să spună câți bani ne lipsesc? Păi 20% din buget. Ne oprim câteva minute pentru a lua publicitate și revenim cu rolul echipei și cu multe alte secrete care vă pot face antreprenori în asigurări. Asigurările nu sunt nici de cum pentru oamenii bogați, sunt pentru noi ceilalți. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la zodia asigurărilor, suntem încă sub semnul Taurului, o zodie tenace și impulsivă, iar noi ne aflăm în continuare la zodia asigurărilor. Lângă mine se află Cristian Dorel Lăcătuș, este trainer, este trainer expert, este foarte priceput și la asigurări și la trading și el este născut în zodia Fecioarei. Este o zodie despre care v-am vorbit la începutul acestei emisiuni. Așa cum v-am promis, revenim pe subiectul nostru, care este rolul echipei în succesul unui lider. Pentru că nu-mi imaginez
un lider, că este singur și le face el pe toate și că este Superman și în același timp este și omul păianjen și este și Hulk și așa mai departe. Un om de succes are în spate o echipă, are în spate niște mentori, are în spate niște programe de training, are niște programe de autopregătire, dar în mod special are o echipă, pentru că altfel îmi vine foarte greu să cred că ar putea realiza tot ceea ce realizează. Dorel, încă o dată să reluăm care este rolul echipei și care ar fi secretele colaborării dintre lider și echipă. Da. Ca să-mi continui ideea pe care am avut-o mai devreme, cred că liderul este mai degrabă preocupat de soarta echipei și de contextul acesta pe care îl construiește echipa, pentru că e evident că fără echipă bună nu ai cum să ai succes. Dăm exemplul lui Daniel Dines, care a spus așa: noi am crescut pentru că tot timpul am fost preocupați să angajăm oameni mai deștepți decât noi. Ok, cred că omul știe ce vorbește, având în vedere succesul pe care îl are compania lui, WePet. Ei, deci echipa e foarte importantă și pentru că liderii sunt conștienți că fără echipă nu pot să aibă succes, sunt foarte preocupați, foarte grijulii să aibă o relație bună cu echipa, să construiască echipă, să ajute echipa atunci când aceasta are nevoie. Și asta este o caracteristică, aș zice, universală la liderii puternici. Sunt foarte preocupați ca acea echipă să se simtă bine, să fie motivată, să aibă să împărtășească cu ei viziunea cu privire la unde va ajunge compania. Ce pot eu să spun, ca să nu rămână ideea că echipa, vezi, Doamne, nu e atât de implicată în dezvoltarea companiei, este implicată, dar nu este la fel de implicată ca acel lider, ca acel antreprenor, da? Din perspectiva faptului că, la o adică, dacă lucrurile merg mai greu, pot părăsi. Da? Și știu companii de brokeraj, știm o situație în care o companie de brokeraj a lansat o ofertă, da, la nivel general. Din punctul meu de vedere, n-a fost corect ce s-a întâmplat acolo. Da? Și au fost oameni care au părăsit echipa respectivă după ce au avut 10, 15, 20 de ani de viață foarte bună împreună, da? Pe o promisiune care nu știm dacă se va adeveri sau nu, și oameni care au rămas preocupați de ce? De cultură, de relația cu colegii, de relația cu liderul sau cu liderii acelei companii. Dacă au avut dreptate sau succes, asta doar viitorul va depinde. Și am aici un studiu făcut de IRES în 2017, care spune așa, că doar 30% dintre români cred că există persoane care pot prevedea viitorul. Asta n-ar fi nimic. Dar din acești 30%, un sfert, adică unul din patru, afirmă că chiar au și întâlnit astfel de persoane. Totodată, doar 10% dintre români au consultat vreodată un ghicitor sau un preot cu privire la viitorul lor, dar 45% dintre ei citesc totuși horoscopul. Asta a fost și motivul pentru care am dat titlul emisiunii noastre, am numit-o Zodia Asigurărilor. 34% dintre respondenți au afirmat că au văzut semne, că au avut presimțiri cu privire la viitor, pe care ulterior li s-au confirmat. E bine, românii noștri, dacă ar fi avut semn că vine pandemia în 2020, în 2017, când a fost făcut acest studiu, n-ar fi fost bine să se apuce un pic de antreprenoriat și nu oriunde, ci în asigurări, care, iată, anul trecut, deși se prevedeau scăderi de 20%, au fost creșteri de 10% și așa mai departe. Și chiar brokerajul de asigurări a fost mult mai... Deci, cât de prevăzător să fii ca să te apuci de antreprenoriat cu 3 ani înainte de o criză? Da, nu cred că are legătură cu criza aceasta, anticiparea viitorului, ci mai degrabă cu planurile personale, cu planul tău de viață. Da? Și a te face antreprenor e un moment bun oricând. Oricând. Și înainte de o pandemie, chiar și în timpul pandemiei. Și s-a dovedit în această perioadă, pentru că eu știu, am o imagine destul de clară cu privire la cum a mers recrutarea, cel puțin în zona companiilor de brokeraj, ați fi surprinși să vedeți că recrutarea a mers mult mai bine în perioada pandemiei decât anterior pandemiei. S-au recrutat mii de oameni în companii de brokeraj, în cele cu care am lucrat eu, vorbesc de mii de oameni, da? Și poți afla o situație, pentru că îi cunoști pe toți acești lideri de care vorbim. De ce? Pentru că cei care au rămas fără job sau s-au speriat pentru că afacerea lor a început să scârție, s-au întâlnit
cu persoanele din asigurări și și-au dat seama ce avantaje extraordinare sunt în domeniul asigurărilor. Apropo de anticiparea viitorului, la începutul pandemiei erau lideri din piață care spuneau că piața o să scadă cu 30-40%. Oameni pe care tu îi cunoști foarte bine, ai avut la interviuri. Da? Deci iată că n-au anticipat bine viitorul, pentru că exact acele companii care anticipau că o să scadă cu 30-40% au crescut. Da? Deci ne-am speriat toți, e greu să anticipezi viitorul, dar ce s-a dovedit și de ce e bine oricând să începi această activitate, s-a dovedit că oamenii, și aici mă refer la români, nu au renunțat masiv la polițele de asigurare. Și asta este un rezultat care vine odată cu maturizarea clienților noștri, care devin tot mai conștienți că avea o asigurare te ajută chiar într-o situație din aceasta în care viitorul îți joacă feste, da? În care se întâmplă poate un mic dezastru. Părerea mea personală este că a te face antreprenor în asigurări întotdeauna este un moment foarte, foarte bun și sunt câteva argumente pentru lucrul acesta. Un argument este că nu contează vârstă, sex, religie, pregătire profesională anterioară, da, și așa mai departe. Aș zice că în România, da, stăm bine la capitolul acesta cu discriminarea. Există discriminare în continuare, dar aș zice că noi românii suntem oameni care discriminăm printre cei mai puțini dintre europeni. Da. Da, e adevărat. Tocmai, și uite, îmi pare rău că nu putem proiecta acea statistică, la nivelul Uniunii Europene, femeile au luat așa, top 50 companii listate. Și au văzut câte femei sunt în bordul acelor companii și în structura de conducere, nivelul C-level, adică chief, așa. Și România era lider cu 32%, Austria era pe locul 26 din 27 cu un procentaj foarte mic. Articolul era luat de la austrieci care se plângeau că, uite, vezi, dacă suntem așa de macho și așa de... așa și nu băgăm femeile în seamă, de-aia ne merge așa de prost acum. Uite, de-aia România are cifre atât de bune. Mi-a plăcut foarte tare și am pus pe LinkedIn articolul respectiv și are peste 5.000 de vizualizări, ceea ce pentru LinkedIn este spectaculos. Mă întorc la subiectul nostru. Spuneai că s-a ușurat recrutarea. Eu cred că s-a ușurat și pentru că foarte mulți și-au pierdut jobul și atunci asta era o ofertă, nu aveai nevoie de pregătire, ci numai de dorință. Au fost mai multe elemente. Odată, oameni care s-au speriat, da? Mă refer la oameni care și-au închis afacerile, da? Sau și-au pierdut slujbele. Asta a fost un element. Dar al doilea element a fost că oamenii din asigurări au sesizat oportunitatea și au accelerat procesul de recrutare. Au recrutat mai mult. Un alt element a fost, și pentru asta, după părerea mea, e bine să scoatem pălăria, ISF, pentru o perioadă, și ai făcut această referire într-o altă emisiune, a scos această taxă de pregătire, care a contat mai degrabă la nivel psihologic, ea e mică, nu e mare, da? Dar a contat la nivel psihologic și pentru cei care recrutau, că știau că e doar o fereastră, deci acum, hai să profităm de asta, și pentru oamenii cărora li s-a spus, vă costă mai puțin să vă obțineți licența acum. Deci a fost un concurs, dacă vrei, de împrejurări favorabil acestui domeniu. Din 100 de persoane care intră în acest proces de recrutare și vin în asigurări să câștige bani sau să devină antreprenori, care este procentul de antreprenori de succes? Da, procentajul e destul de micuț, pentru că se pierd mulți oameni la început. Da. Noi când recrutăm, suntem tentați să arătăm numai partea frumoasă acestei afaceri, care cu siguranță are o pondere mult mai mare decât partea urâtă, să spunem. Da, e vorba de să-ți găsești singuri clienți, da. Deși la prima vedere lucrurile par simple, produsele de asigurare nu sunt chiar atât de simple dacă vorbim de facultative, deci ai nevoie și de capacitate de învățare. Da, oamenii care au succes au nevoie de mulți clienți, deci nu faci bani din 2-3 clienți. Eu știu oameni care au 1.000, 2.000, 3.000 de clienți personali și companii care ajung deja la 1.000.000 de clienți, da, în zona de brokeraj, mai vorbim de companiile de asigurări. Deci nu aș vrea să înțeleagă că e simplu. Aș zice un raport de 1 la 20 fără să am niște date precise. Da? Deci oameni care intră, da, după un an de zile probabil că rămân undeva la jumătate și apoi ușor, ușor se cern și unii rămân undeva la un nivel de câștig venit suplimentar, da? Și alții trec în zona de care ai spus tu. 1.000 de euro la cursanții cu care lucrez eu e ceva de nivel jos. Da? Oamenii câștigă mult mai mult și își fac planuri
în continuare foarte mari. Ce așteptări ai de la emisiunea Antreprenori în Asigurări cu cele două serii ale ei, cu personal branding și cu lider de succes? Da, m-am gândit și chiar cred că a fost o idee genială să pornești această emisiune, pentru că cred că publicul vizat, sper să nu mă înșel, este de data aceasta publicul format din oamenii care sunt în zona rețelelor de vânzări mai degrabă, da? Și nu cred că aveau o emisiune pentru ei. Și mi se pare că e o emisiune de tip training. Asta e sentimentul meu. Uitându-mă, efectiv mi-am dat seama că un om care se uită la această emisiune, formatul, răspunsurile pe care le dau invitații, efectiv e ca și cum ar fi la un curs. Da? E un curs ținut, vorbim aici de invitații tăi, cei pe care îi ai, de oameni care au experiență practică, deci nu vorbesc din cărți. Da? Și cu atâta devine mai valoroasă această emisiune. Da? Brandingul personal, o temă foarte atractivă și, după părerea mea, foarte cerută în cursuri. Sunt lucruri care eu cred că o se vadă foarte curând în zona de succes al acestei emisiuni. Succesul emisiunii înseamnă și succesul pieței de asigurări, pentru că m-am gândit să ușurez procesul. Am văzut trei componente. Am văzut procesul de recrutare, care poate fi ușurat. Am văzut partea de proces de recunoaștere, pentru că oricât de bun ai fi, e foarte plăcut. Tu spuneai, când cineva te laudă și spune: Dorele, ce deștept ești, parcă ți-a dat $10,000, eu sunt gata să-ți dau $10,000 sub formă de cuvinte, oricând. Așa, și deci partea de recunoaștere pot fi un exemplu pentru colegilor aflați pe diverse niveluri, și al treilea pot ușura procesul de recrutare. Foarte mulți români, uite, studiul acela IRES de care spun, care e din 2017, două treimi din ei spun că își pun foarte multe întrebări legate de viitorul lor și doar 33% nu se gândesc la el. Deci 66% sunt preocupați, 33% nu sunt preocupați. E bine, dacă ar fi cu adevărat preocupați, poate că s-ar gândi la acel sistem 40-40-40. Este sistemul în care muncești timp de 40 de ani sau mai mult pentru un timp de 40 de ore sau mai mult pe săptămână, pentru o pensie care e 40% din ultimele salarii sau mai puțin. Deci mai mult de 97-98% din populație este angrenată în acest 40-40-40. Oare n-ar fi mai bine ca la 40 de ani, antreprenor fiind, să devii un om liber? Nu ești liber cu adevărat niciodată, pentru că, vă spun eu, clienții sunt niște șefi mult mai exigenți decât orice șef ați avea dumneavoastră. Deci, Dorel, dacă ar fi ca cei care ne-au privit așa în 30 de secunde să rețină un singur lucru din tot ce am spus noi, care ar fi acela? Legat de antreprenoriat, că el se potrivește cam la 20% dintre oamenii pe care îi avem în jur, și că a fi antreprenor presupune să ai o toleranță bună la risc și la incertitudinea viitorului. Cu alte cuvinte, dacă vrei certitudini, dar nu neapărat venituri foarte mari și o viață, știu eu, plină de adrenalină, e bine să rămâi salariat. Dacă vrei să ai o viață deosebită, cel mai bun loc în care poți să înveți antreprenoriat este domeniul asigurărilor, și așteptăm aici. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru din tot ceea ce s-a spus, e acela că să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una, și să fii antreprenor e mai bine decât să fii salariat. Cel puțin din prisma experienței personale vă spun că așa este. Nu e ușor, nu este simplu, dar avantajele sunt mult mai mari decât părțile. Celelalte sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor, ediție specială, se oprește astăzi aici. Am discutat despre cum poți să devii antreprenor în asigurări, un domeniu în care sunt foarte mulți bani, cu Dorel Lăcătuș, un trainer foarte experimentat în acest domeniu, un om cu experiență în asigurări, în vânzări, în training și în multe alte domenii. Săptămâna viitoare o să revenim cu un nou episod, la fel de captivant, de data asta despre drone, lucrurile acelea care zboară din ce în ce mai multe pe cerul patriei și care au nevoie de asigurări și care pot să vă cadă în cap la orice moment. Iar dumneavoastră rămâneți totuși pe Canal 33, pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.